Astăzi s-au împlinit 140 de ani de la proclamarea independenței de stat. Cu acest prilej, Academia Română a organizat sesiunea științifică omagială cu tema 140 de ani de la câștigarea independenței României, regalitatea în România. La eveniment a participat și prea-fericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. În aula magna a Academiei Române, sesiunea solemnă a început prin cuvântul de deschidere adresat de academicianul Victor Spinei, vicepreședintele Academiei Române. În continuare, preafericitul părinte patriarh Daniel a rostit cuvântul intitulat Biserica a susținut prin cuvânt și faptă dobândirea independenței României. În desfășurarea evenimentelor legate de acest act măreț al istoriei noastre, alături de domnitorul Carol I, de oamenii politici ai timpului și de armata țării, Biserica Ortodoxă Română a îndeplinit un rol de seamă prin slujitorii Sfintelor Altare, prin viețuitorii din mănăstiri și prin credincioșii săi mireni. Lucrarea Bisericii Ortodoxe Române s-a făcut simțită încă din momentul pregătirilor pentru plecarea armatei pe fronturile de lupte de la sud de Dunăre. La sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena, 21 mai 1877, hramul Catedralei Mitropolitane din București, în cadrul Sfintei Liturghii, în prezența a mii de credincioși, au fost citite rugăciuni de invocare ajutorului divin și de binecuvântare a armatei române. În ziua de 21 august 1877, în fața Universității din București, Mitropolitul Primat Calinic Viclescu a binecuvântat ambulanțele Crucii Roșii. În cuvântul rostit după sfințirea apei, implorând ajutorul divin, a spus, citez, stropindu-se cu apa cea sfințită aceste ambulanțe, rog pe Dumnezeu ca rănile luptătorilor ce se vor transporta să vindece rănile seculare ale României. Am încheiat citat. La apelul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, sute de călugări și călugărițe s-au angajat voluntari în armata română în calitate de infirmieri sau brancardieri. Ierarhii bisericii noastre au susținut financiar Crucea Roșie Română aflată la început de drum. În toate eparhiile au fost formate comitete de preoți care se ocupau cu strângerea de ajutoare, bani, îmbrăcăminte, alimente pentru susținerea armatei, a văduvelor și orfanilor de război. Biserica Ortodoxă Română a avut un rol important în susținerea soldaților români cărora preoții militari le-au insuflat curajul și bărbăția, întărindu-le încrederea în victorie și în dreptatea cauzei pentru care luptau. Trupele române au fost însoțite pe câmpurile de lupte la Plehna, Rahov, Azmărdan sau Vidin, de preoți ortodoxi încadrați în serviciul religios al armatei, iar o parte dintre ei și-au dat viața pe câmpul de lupte. Meritele deosebite ale clerului român în războiul de independență au fost recunoscute și apreciate. Cei care au supraviețuit războiului au fost decorați cu medalii Virtutea Militară, Serviciul Credincios sau au primit Ordinul Steaua României în diferite grade. În continuare, academicianul Dan Berindei a susținut comunicarea Independența în contextul istoriei României. Modelul momentelor de acum 140 de ani să ne fie învățător și îndrăznesc să o spun trezitor, dar și ne demonstrează celor de astăzi cum trebuie să ne comportăm pentru a urma drumul cel bun în comunitate universală, în parteneriat european, dar apărut cu fermitate sub semnul libertății, egalității și fraternității, cel ce reprezintă această țară și oamenii ei. Rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a susținut comunicarea intitulată Raporturile politice româno-otomane în trecut. Cei mai mulți dintre boierii țării n-au fost trădători niciodată, chiar și atunci când după victorie epuizante pe câmpul de luptă cădeau la învoială cu otomanii. Pentru că tot boierii, atunci când presiunile porții erau peste măsură de mari, făceau cor comun cu domnia într-o răzvrătire. Fără boieri, victoriile militare câte au fost, ar fi fost imposibile.
Moment fast în istoria spiritualității românești s-a numit cuvântul academicianului Eugen Simion. Cine citește discursele lui Cogălnicianu strânse în mai multe volume de istoricii mai noi din zilele noastre, începând cu academicianul de azi, reputatul istoric Dan Berindei, până la doamna Filiti, o serie absolut extraordinară de literatură oratorică, descoperă cu satisfacție un mare orator, poate cel mai mare orator politic al veacului său. Iorga oricum îl socotește astfel. Comparabil în latura intelectuală cu alt orator în Parlamentul României, și anume cu Maiorescu. Răzvan Teodorescu a rostit cuvântul neatârnarea statală și artele românești. Existența unor dinastii ce au reprezentat statalitatea românească a fost ilustrată simbolic pentru pământeni și pentru străini deopotrivă prin arhitecturi și prin picturi, cele mai eficiente forme de comunicare vizuală. De la nartexurile mauzolee dinastice al unor lăcașuri de la Curtea de Argeș și București, din veacurile 16, 17 și 18, la galeria de nouă voievozi zugrăvită după 1697, la biserica domnească din Târgoviște. Câștigată cu jertfa a peste 10.000 de ostași, independența țării a reprezentat un imbold moral pentru înfăptuirea Marii Uniri.